lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Astăzi continuăm seria lucrurilor obișnuite, dar neobișnuite, sau neobișnuite, dar obișnuite, sau nu contează. Important este că continuăm să aflăm despre ce vorbește Mihnea cu lucrurile care îl înconjoară. Și facem acest lucru pentru că sunt povețe educative și ne ajută să descoperim, să aflăm și să avem grijă de lucrurile care ne înconjoară. Astăzi vom vorbi cu hainele lui Mihnea. Trebuie să vă faceți comod și între timp să vă gândiți. Oare ce ar putea să vorbească hăinuțele cu voi? În cameră se auzea gălăgie. Erau hainele. Vorbeau toate odată, care m-ai pițigăiat, care m-ai apăsat? Ia-mă pe mine azi, că nu m-ai îmbrăcat de mult! Îl rugă un tricou. Ba nu, pe mine, eu sunt mai frumos! Ne-ai lăsat balta aici, de parcă ne-ai îmbrăcat pe toate odată. Uite ce m-am șifonat! Mi-e greu să stau lângă tricoul ăsta cu piete. Ia-l, te rog, de aici, a zis altă hăinuță. Nici măcar nu ne putem odihni la grămadă. Tu te-ai putea odihni cu mulți copii pe un singur scaun? Vreau să fim călcate și aranjate frumos în dulap, a zis o altă hăinuță. Băiete! Hei, 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 băiete! Da, da, eu, șoseta albastră, vorbesc cu tine. Am și eu două rugăminți, că și nu se mai poate așa. M-am rătăcit de sora mea, iar de una singură nu am niciun rost. Apoi, mai e ceva, vreau să fiu cusută. Altfel, mă voi rupe tot mai tare, până nu voi mai putea fi de niciun folos. Știu că ții la noi, căci am fost împletite de bunica ta cu toată dragostea. Așa că ai grijă de noi, căci asta înseamnă să ai grijă de tine și de amintirile tale. Mihnea se străduia să le înțeleagă pe fiecare în parte în zarva aceea. La sigur, toate hainele erau nemulțumite, iar unele chiar indignate. Dacă sunt printre noi haine pe care nu le mai porți, nu ne ține să ne plictisim. Dăruiește-le cuiva care are nevoie de ele și se va bucura de aceste hăinuțe. Aveți dreptate, a zis Mihnea. Vă promit să mă ocup de voi. Acum să, scuzați-mă, mă grăbesc la școală. Și-a luat un tricou
și blugii preferați și a plecat. Următoarea istorioară este despre buzunar. Să continuăm. Istoria hainelor. În drum spre bucătărie, vârâ mâna în buzunar, știind că pusese acolo o bomboană. Dar ia-o de unde nu-i! Deodată simți o slabă mușcătură. Eu te-am mușcat! Te-am mușcat de deget, ca să mă vezi, să mă observi că sunt descusut! Da, eu, buzunarul, vorbesc cu tine, Mihnea! Cauți bomboana? Ha! Ai pierdut-o! Unde am pierdut-o? A întrebat Mihnea cu gândul la bomboană. Am mușcat-o și ea a căzut în iarbă. Dacă ai rugat pe cineva să mă coase, aș păstra mai bine ce îmi dai în primire, căci sunt un buzunar ce își îndeplinește datoria cu cinste. Îți sunt mereu aproape, Mihnea, m-auzi? Păstrez obiecte pe care le folosești des și astfel ele îți sunt la îndemână. Poți să spui chiar că îți sunt un prieten apropiat. Știu să păstrez secretele tale, nu spun nimănui ce pui în mine. Dar chiar, așa este, îți mulțumesc, dragul meu buzunar, a zis Mihnea. Mihnea, să știi că buzunarele spun despre oameni mai mult decât credeți. Ce păstrezi în noi, te reprezintă. Apropo, nu se cade să pui orice în buzunar. Ai pus odată o țintă și tare am mai suferit. Mă zgâria și mă înțepa mereu. Pe hârtiile murdare și pe șervețelele folosite le pot suporta, cum să zic, cel mult o zi. Sunt un buzunar cât se poate de respectabil. Îmi place când lași în grija mea șervețele curate și parfumate sau o băsmăluță proaspăt spălată. Parcă aș fi la mare în mirosul și finețea lor, a zis buzunarul. Buzunarele, dar ia să-mi zici, când pun bănuți, îți place? A întrebat Mihnea. Îi păstrez cu grijă, eu vorbesc cu ei, îi număr, iar uneori ne jucăm de-a vați ascunselea. Ei îmi povestesc istorii interesante din călătoriile lor. Pe unde s-au plimbat, ce au văzut și pe cine au întâlnit. Poate îmi povestești și mie într-o zi istoriile lor, a zis Mihnea. Se prea poate, a zis buzunarul. Voiai o bomboană? Să știi că mai este una. E la fratele meu stâng. Dar să nu-i spui că ți-am zis. Bine? Uite, așa istorii poartă buzunarele. Ele tot au ce spune. Ele țin toate secretele noastre și, cum a zis buzunarul, poate fi chiar numit un prieten apropiat. Ce am putea pune noi într-un buzunar? Hai să văd. Voi ce puneți în buzunare, copii? Atunci când mergeți la plimbare, cine a venit cu pietricele, cu castani, cu nisip sau ce ați mai pus în buzunare? Scrieți la comentarii ce puneți voi în buzunare și dacă aveți grijă ca ele să fie mereu cusute, iar despre hăinuțele voastre, scrieți-mi dacă aveți grijă de ele, le aranjați și le puneți la spălat dacă au vreo pată. Ați auzit voi, nu le place să stea lângă hainele cu pete. Eu, Clounela, înainte de a-ți spune la revedere, am să te rog să pui like la acest video, să îl distribui și prietenilor tăi și, desigur, să te abonezi. Îți mulțumesc, îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup, pa, până la o nouă poveste! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag!
Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!